Persoanele cu dizabilități din județul Sălaj au în premieră acces la servicii medicale dentare care corespund cerințelor speciale pe care acestea le au. Vor avea acces la un cabinet dentar, iar cei care nu se pot deplasa vor putea să aibă parte de astfel de servicii direct la domiciliu. Realizarea acestui cabinet a fost posibil grație unui proiect inițiat de Asociația Societatea Handicapaților Zalău. În parteneria cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, proiect cofinanțat printr-un grant din partea Elveției. Conferința de închidere a proiectului a avut loc marți 14 noiembrie, în prezența celor care într-un fel sau altul au fost implicați în derularea acestuia. Facem deschiderea sau inaugurarea cabinetului medical, în care să vedeți abnegația și lupta noastră de un an de zile pentru a-l duce la bun sfârșit, cu toate piedicile și cu toate, mă rog, inadvertențele pe care le-am întâlnit în drum. Suntem bucuroși acum să putem deschide, nu de alta, dar să știți că am avut săptămânile trecute bucuria ca persoane cu handicap să vină cu mașina, să întrebe unde e cabinetul medical. Nu am căruciorul la mine, nu mă pot coborâ, dar noi acum am instituit și serviciul de cărucior, este întotdeauna un cărucior de serviciu acolo, care să ducă persoanele și asta deja dovedește că funcționează. Deci funcționează și cred și eu că funcționează, pentru că sunt foarte multe persoane care au amânat, tocmai din, această lucrare la ele, pentru că nu au găsit accesibilități la cabinetele existente în Zalău. Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea șanselor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități din județ prin facilitarea accesului la servicii sociomedicale. Aș vrea să zic de la ideea de unde a pornit proiectul ăsta, că a pornit exact de la nevoia persoanelor cu dizabilități de a accesa servicii sociomedicale destinate și specifice nevoilor lor. Am dezvoltat cabinetul de ergoterapie, am înființat un cabinet de logopedie, o să-l vedeți că e și poziționat vis-a-vis de cabinetul dentar, exact în ideea de a oferi servicii, spunem noi că în premieră, logopedie și asistență medicală dentară. Pentru că am considerat noi că multe probleme de logopedie pornesc exact de la problemele dentare. Acest proiect a fost posibil grație colaborării dintre Asociația Societatea Handicapaților Zalău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj. Persoanele cu dizabilități nu sunt privite și nu sunt sprijinite așa cum și legislația o cere, și atunci pentru noi ca direcție, ca reprezentanți ai, între ghilimele, a persoanelor cu dizabilități, orice ce vine în sprijinul lor este foarte binevenit, indiferent că este un cabinet, pare ceva mic, pare ceva neînsemnat, dar pentru acele persoane care nu au acces la servicii medicale, în special cele stomatologice, este ceva foarte important și măreț chiar pentru ei, fiindcă vor putea beneficia, fiindcă este foarte greu ca persoană cu dizabilități, și nu neapărat numai cu dizabilități fizice, sunt și persoane cu dizabilități, cu alt tip de dizabilități, care în altă parte nu au acces la anumite servicii, și este foarte important să ne gândim tot timpul și la ei, fiindcă și au nevoie exact ca și noi ceilalți de aceste servicii. La finalul conferinței a fost inaugurat atât un cabinet dentar, precum și un cabinet de logopedie, de a căror servicii vor putea să beneficieze un număr de aproximativ 620 de persoane și aparținătorii lor.